Pentru siguranța pietonilor și a conducătorilor auto, administrația locală din Șag modernizează sistemul de iluminat public. Toate lămpile arse ale stâlpilor de iluminat vor fi înlocuite, iar acolo unde iluminatul nu există va fi extins. Firma contractată de primăria Comunei Șag este pe teren și va continua acțiunea și în zilele următoare. Am început înlocuirea lămpilor LED arse de pe raza localității. Acțiunea va dura câteva zile până vom reuși să le înlocuim. În curând vom demara și proiectul de extindere al iluminatului public pe străzile unde acesta nu există, transmite primarul Flavius Roșu.